Neața, neața. Neața tuturor. Suntem toți să mai intrăm câțiva. Să nu repetăm de prea multe ori. Neața, neața, suntem la Oradea, lângă Oradea, la Ineu, unde are loc campionatul mondial al ciobăneștilor belgieni. Pe acest teren are loc mondioringul, categoria 3, cea mai grea, dificilă, spectaculoasă. Neața tuturor! Acum urmează minutul de distragere. Conductorul și-a lăsat câinele, este din Belgia, acest conductor. Ce auziți în spate este agility, o să mergem și acolo imediat. Să vedeți, IGP, obediență. Acum avem partea de distrageri. Suntem la componenta de ciobănești, de disciplină. Avem numai ciobănești belgieni, toate cele patru tipuri de ciobănești belgieni: Malinois, Tervuren, Lakenois și Gundal. Toți sunt aici. Vreau să vedem un parcurs de agility cu un Tervuren care aleargă acum. Podul, foarte frumos. Hai. Asta cam încurcat un pic, dar nu important. E bun. Ok, a ratat intrarea la slalom. Ok, o să aibă câteva puncte de penalizare. E prima dată când văd traseul. Să-l comentez cumva în live, așa, în timp real, pentru că nu m-am ocupat mai degrabă de partea de palisada. Are o penalizare că n-a atins jos. Vedeți, acolo aveți și timpii. Deci 22 de obstacole. Intră din Cehia acum cu un, cred că e o femeie de Malinois. Lucrurile merg foarte repede, ați văzut, 55-56 de secunde și sigur n-a fost cel mai rapid câine. Sigur, haideți să vedem. Din Cehia, Malinois. Exterior, frumos, tunel, săritură, în lungime, descalificată, da, din păcate. E un risc, dar uitați-vă ce frumos. Da, nu, din păcate. Își continuă parcursul. Nu va ieși de pe teren. E lăsat câinele să termine. E important, de ce? Pentru că au venit până aici. Gândiți-vă că fiecare a venit până aici pentru o pistă. Poate două, depinde de dacă mai au vreo dacă mai au vreo un concurs. Frumos, foarte frumos. Și folosește și un pic ca antrenament. Vedeți diferența de timp? În pofida, asta înseamnă ciobănescul belgian Malinois, care într-adevăr este mult mai foarte bun. Danemarca. Trebuie să... sărăcuțul de el. De ce a apucat ăsta? Ok, are o penalizare, hai să vedem. Bun. Ciudate săriturile la zona, ok, a atins-o. Este obligat la zonele de... Sunt trei obstacole de contact pe care le vedeți aici pe teren, podul acela. Negociază foarte prost săriturile acesta, din păcate. Cred că e un câine tânăr. Se vede, e un câine tânăr. Încă nu are obișnuința terenului. Da, nu e obișnuit. Palisada. E,
un refuz. Da, este, adică continuu să poate, poate să joace, să va termina în 56 de secunde. A terminat, deci se contabilizează terenul, pista, adică. Și avem acum încă un interviurăn. Cred că tot din Danemarca. Avem mai mulți competitori din fiecare țară. Sunt 50 de țări în total aici la lângă Oradea, la INEU, la FMVB, Federația Mondială a Ciobăniștilor Belgeni, cu toate disciplinele, campionatul mondial. Acum suntem pe terenul de agility. O, sărăcuțul, sărăcuțul în lungime. Au schimbat-o când concuram eu, era un pic diferită. Au schimbat câteva reguli. De exemplu, acum câinele nu mai este obligat să atingă la urcare zona aceea galbenă, ci doar la coborâre. No. Descalificat. Trimite, ok. Aha. No, slalom. Trebuia să intre în slalom după 11. Acum, așa. Bun, 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 bun. Neața tuturor în hărmălaia asta. Sper că reușiți să mă auziți totuși. E, nu e o cursă decât e o competiție de agility. Deci aveți 22 de obstacole, cum vedeți, pe teren, pe care câinii trebuie să le, să le parcurgă în, într-o anumită ordine. Sunt numerotate de la 1 până la 22. Acelea săritură poate fi sărită de mai multe ori, în diferite direcții. Vedeți aici 11, de exemplu, aici unde pune bara, trebuie sărită din direcția noastră în partea cealaltă. Acum avem un malinois din Estonia, oare? Încerc să-mi dau seama, nu văd foarte bine. Nu, m-am ocupat mai mult de partea de Mondioring și o să mergem imediat pe partea de Mondioring, unde încep atacurile. Haideți că e mai spectaculos să vedem totuși atacurile de la Mondioring. Mult mai spectaculos pentru voi să vedeți aceste atacuri. Acum urmează paza de persoană, paza de obiect, pardon. Câine trebuie să păzească acel obiect. Și vor exista 3 tentative din partea 3 atentatori pe care îi vedeți pe teren să fure acel obiect. Ordinea este bine stabilită. O să mă pun pe partea cealaltă că în timp ce primul își face intrarea. Pentru că următoarele atacuri vor fi tot pe partea aceasta. În tot acest timp, conductorul, vedeți, stă aici ascuns, deci nu, el vede câinele, dar câinele nu poate să-l vadă. Câinele trebuie să protejeze obiectul pe care îl vedeți. Și are voie din Belgia, este câinele, adică concurentul. Examenul de și concursuri și expoziții avem aici la FMVB, Campionatul Mondial al Ciobăneștilor Belgeni, deci doar pentru ciobănești belgeni, toate cele patru feluri de ciobănești belgeni, Malinois, Tervuren, Gronendal, Lakenoa, care concurează la Campionatul Mondial FMVB 2023, care se organizează anul acesta în România. Acum suntem pe terenul de Mondioring. Bun, ok. Vedeți când se apropie infractorul, atentatorul de obiect, câinele îl atacă, împiedicându-l să muște, să fure obiectul, mai bine spus. Acum avem a doua, vor fi 3 tentative. Deci ați avut primul atentator, este din Italia. Al doilea trebuia să fie din Grecia, văd că l-au schimbat. Nu am numele lui. Iar al treilea este aici, acoperit cu această blăniță și va fi ultima tentativă de furt a obiectului. Deci acum suntem la Mondioring în categoria a treia, componenta de
componenta de pază și protecție și atacuri. Paza de obiecte e primul exercițiu. Fiecare infractor are are o încercare de a fura acel obiect. Câinele trebuie să-l atace în momentul în care, iată, intră în acel cerc interior. Dar în același timp trebuie să-i dea drumul și să se reîntoarcă la obiect, să păzească obiectul. Ei încearcă nu doar să fure obiectul, ci încearcă să fure între ghilimele și câinele, adică să-l îndepărteze de obiect. Și atunci, de asemenea, este considerat exercițiul ca fiind pierdut. Câinele trebuie să rămână mereu pe acel obiect. Obiectele se schimbă de la un examen la altul. Acum avem a treia tentativă, care este cumva și cea mai dificilă, pentru că, vedeți, infractorul, atentatorul, are această blană pe el. Tematica cumva este în spiritul locației unde suntem. Vedeți căpițe de fân, baloți de paie, roabe. Așa. Sat medieval. O să vedeți și paza de persoană. Are tematica regelui Arthur. Și auziți în zgomotele din partea dreapta a mea, de fapt, vin de la terenul de agility, unde e foarte multă hărmălaie. Este și asta un element de distragere, evident. Și ia foarte mult timp să studieze câinele, vedeți? Deci, fiecare atentator, infractor, adoptă o strategie proprie de a se apropia, de a merge încet sau repede. Adică dacă cineva, dacă un infractor crede că poate să fie mai rapid, aproape imposibil, decât un câine poate să treacă, să fugă pe lângă el și să-i fure obiectul. Lucru care, în mod absolut justificat, nu face nimeni. Vedeți? Toată această strategie este de a te apropia ușor de câine, ușor. Bun. Iată, câinele apără foarte bine obiectul. Foarte, foarte bine apărarea obiectului. Bun, și s-a retras foarte bine. O pază foarte bună a obiectului, făcută de câine. Acum conductorul, asistat de Dominic Blanchard, comisarul de ring, se întoarce la se întoarce la câine. Ciao, neața. Și urmează celelalte atacuri. De fapt, nu vor fi celelalte, adică va fi următorul exercițiu și cred că nu țin minte greșit, este scotocirea și găsirea infractorului și după aceea escortarea lui. Deci câinele iese de pe teren, după cum vedeți, și atentatorul, care este acolo în planul din spate, vom rămâne în zona aceasta pentru că aici vor fi atacurile ulterior. Se va ascunde într-unul din corturile, căsuțele acestea de pe teren. Sunt mai multe, după cum puteți vedea. El se va ascunde în acel cort. Trebuie menționat faptul că toți câinii trec prin același parcurs, același teren. Și aici o să vin pe partea cealaltă ca să vedeți ce se întâmplă.
câine a reintrat pe teren și acum va fi ajutat de... comisarul de ring să intre înăuntru, vedeți, printre aceste căpițe. Mersi, Adi, neața. Iar de aici, competitorul va trimite câinele în scotocire. Câinele va ieși, trebuie să iasă, vedeți, s-a pus chiar și un obstacol. Și câinele va trebui să scotocească pe tot terenul, să găsească... I-a dat comanda, șerș, iată. Și acum trebuie să, de exemplu, ieri, în această căsuță s-au ascuns infractorii. Infractorul, de fapt, că este unul. Astăzi, în căsuța de acolo, din capăt. Și acum, pe baza căutării pe tot terenul, terenul este închis, atenție, nu are pe unde să iasă decât dacă sare, ceea ce s-a întâmplat ieri de vreo două să sară peste gard. Dar nu este niciun fel de problemă, chiar dacă vedeți componente de atacuri, de mușcături, de pază, protecție, toți câinii sunt la nivel de top mondial. Vedeți, acolo s-a ridicat să miroasă. Nu există șansa, posibilitatea să... sau, mă rog, este extrem, extrem, extrem de redusă să atace pe cineva aleatoriu. Câinii aceștia știu foarte bine ce au de făcut. El are un singur target și anume infractorul. Și nu orice infractor, ci cel pe care v-am spus că este pe teren. Ceilalți au ieșit de pe teren, sunt într-o altă căsuță, ascunși. El trebuie să găsească infractorul și când îl găsește, are un timp limită în care să facă acest lucru. Când îl găsește, trebuie să-l semnalizeze lătrând. Acum cred că i-a luat mirosul. I-a luat mirosul. Nu? Ba da, ba da, ba da, da. A găsit mirosul. Cincisprezece câini vor intra la Mondiori în categoria 3. Gata, l-a găsit. Foarte bine, bravo. Și acum conductorul este chemat de arbitru și se va duce. De fapt, cred că putem să rămânem în partea aceasta. Bravo. Hai, hai, nu, man. Hai, I'm good. I have this problem with my with the Greek decoy. Yeah, what happened? I don't know. Why did they change? They say he was not enough for the competition. He was too good. I don't know, but it was not too bad. That's for sure. Yeah, I saw. They were saying yesterday. You were on the field. Yeah, yeah. We were arguing since yeah. this moment. I yeah. expected that something would happen, but not so fast, not so big. And I don't know. Did you license? No. Why? When? What the fuck? You cannot do a super selection in Hungary? Because we have to organize it for ourselves. Acum infractorul încearcă să... The effort. Încearcă să fugă de câine. Am avut o mică discuție legată de infractorul despre care vă spuneam. Este team leaderul grec care a venit aici în spate și care spunea exact că exact ce am spus, ce am anticipat la începutul transmisiunii, că a fost schimbat atentatorul grec. Eu am fost la câinele în alb de ieri. Câinele în alb este câine cu care se demonstrează toate exercițiile înaintea examenului și a fost ieri seară între ora 6 și 8. A fost foarte lung. Bineînțeles, acolo se pun și toate întrebările. Uitați cât de frumos se ține câinele de infractor. Uitați ce uitați cum i-a prins piciorul efectiv și asta este scopul. Infractorul trebuie să încerce să fugă de câine. Dacă reușește să fugă, fiecare metru se contabilizează ca o penalizare de punct. Iată, a încercat să fugă și la comanda conductorului din nou intră în mod de scortă. Și acum va fi a treia tentativă unde atentatorul va încerca să se folosească de această roabă, această căruță, să pună un obstacol între el și câine, dar uitați-vă ce înseamnă pregătirea bună. Deci, efectiv, i-a luat piciorul în brațe și nu-i dă drumul. Așa a fost pregătit câinele, un câine din Belgia. Uitați ce înseamnă acest lucru. Deci orice face infractorul, câinele stă, i-a luat efectiv piciorul în brațe și nu-i dă drumul. E genial. Dar totuși, vedeți,
a reușit, folosindu-se de acest obstacol, să ia câțiva pași, iar acum arbitrul, Thierry Leclerc, 4, 5, 7, 7, 8 pași, a numărat, vor fi puncte de penalizare. Obstacolul întotdeauna este un exercițiu la care reușește să ia, să reușesc câțiva metri să fie luați. Acum vom rămâne în zona aceasta unde vom avea atacurile. Cred că de aici o să vedeți mai bine. Da, cu siguranță. Avem primul atac care o să fie cu bambus peste obstacol. Nu mai țin minte dacă este, cred că primul este cu bambus peste obstacol. Bine, a făcut o mică pauză de apă. Da, campionatul se ține la Oradea, lângă Oradea, mai bine spus, la Ineu. Kingsland, dacă sunteți în zonă, are loc și mâine, inclusiv duminică. Vă invit cu cel mai mare plăcere să veniți. Este un spectacol canin de excepție. Cei mai buni câini belgeni, ciobănești belgeni din lumea întreagă, 50 de țări, concurează la diferite competiții. Mondiuring, unde suntem acum, care e cel mai spectaculos de departe. Bilbao, da, în Bilbao a avut loc campionatul FCI de anul trecut, am fost în Bilbao. România a fost foarte bine reprezentată. Și cu un ghinion fantastic la categoria 1, efectiv la o comandă distanță, a fost aproape să avem campion mondial. Tatorul așteaptă câinele, primește comanda și veți vedea ce înseamnă un atac peste obstacol. Foarte frumos, foarte frumos lucrat. Câinele a intrat foarte bine, foarte puternic. Foarte frumos, bravo. Bravo, bravo. Deci fii atent cu ăsta. Face baston mai ușor la 3 decât a fost la Rila, da, Videscu la 2. Și barajul e mai ușor, te uiți pe acolo. Dar l-a schimbat. L-a schimbat, că ieri a zis că era grecul și intra prea, așa au zis ei, că intră prea agresiv cu bastonul. Grecul, da. Dar tu n-ai fost la câine în alb? Da, n-am mai avut răbdare. Eu am stat la tot. Am stat la tot câine în alb. Împingea. L-am văzut la atitudine când era afară. Împingea efectiv. Deci lua cu bastonul. Așa a făcut la câine în alb și l-a pus să facă de 20 de ori a făcut așa. Împingea câinele cu bastonul și lua aici, l-a luat, a sărit și sus al Bondar. Și l-a luat aici și se lupta efectiv că peste noapte l-au. Mi-a zis și Lefteris, că n-am înțeles de ce, dar mă rog. Și mai e Lefteris. Ce? Păi nu, dar nu Lefteris era un atentator din Grecia. Un grec. Da, l-a schimbat ăsta în galben, nu știu cine. Foarte bun atac oprit, foarte, foarte bun atac oprit. Merită felicitări. A, o dublă comandă. Însă are 30 și ceva de ani. Le Breton? Da. Are 19 ani, mă. E anul 2 la licență. Zici? Nu zic, îți spun, confirm. Te
mie așa mi-au zis când la anul. Nu există, mă, are 19 ani. E anul 2, e anul 2 la matematică în Franța. E pare tânăr, ia zic. E, are 19 ani. Nu există, mă, nu există. Da. Foarte interesant. El e școală de mondioring, dar de ring și cu ring francez. Da, da, știu. Și lucrează... Știu că anul trecut a fost la un examen unde el a făcut bamusul foarte. Și nu a fost foarte regulamentar, mondioring. N-ai cum. Când faci ring francez, îți vin... Și eu a tras arbitru... Ia atent, păi da, da, da. Avem acum atacul cu artefact. Veți vedea. Veți vedea acum Ioan Le Breton, este din Franța. Despre el am vorbit mai devreme. Și cu apa aceea va încerca să îndepărteze câinele și să-l incomodeze, astfel încât să împiedice atacul sau să-l întârzie cât mai mult. Veți vedea. Foarte bine. Foarte bine a intrat câinele, a intrat pe piciorul de sprijin. Uitați cât de frumos lucrează. Îl incomodează, nu-l lovește, atenție. Aruncă cu apă pe el, într-adevăr. Foarte frumos a dat drumul câinele. Ioan Le Breton s-a uitat și la arbitru să vadă dacă într-adevăr este vreo problemă. Arbitrii poate să corecteze sau să spună întotdeauna atentatorilor dacă e vreo problemă și să îi calibreze. Vedeți? Sunt mici ajustări astfel încât să se asigure că fiecare câine are parte de un tratament corect, egal. Fair play. Urmează al doilea atac din spate. Primul a fost oprit, ați văzut în ultimul moment, foarte, foarte bine și acum este un fiont, flea attack. Atacul din spate, unde are și un pistol atentatorul. E undă verde, va fi un atac plin. Foarte bine, ce bine s-a ținut, foarte, foarte bine s-a ținut pe picioare. Două împușcături de armă. Un posibil rebite și o secundă de întârziere. Chemarea foarte bună, câine se întoarce. Cei doi arbitri, brigada franco-spaniolă. Și acum urmează paza de persoane. Cred de asemenea este cel pe care l-ați auzit că am vorbit mai devreme cu el. Alin a luat locul 3 la Mondiorin, categoria a doua, din partea Germaniei, dar un parcurs foarte, foarte bun. Câinele ia o pauză de apă, e normal, chiar dacă e un pic înnorat. Gândiți vă cu un examen de Mondiorin, categoria a treia, durează chiar cam 45 de minute. Să încercăm să ne apropiem. Știu deja unde are loc atacul, de aceea vreau să mergem un pic mai aproape. Cred că acesta este probabil unul mai bun. Atentatorul este chemat, trebuie să se așeze între cei doi. Conductorul este chemat, trebuie să se așeze între cei doi atentatori.
Și acum îl vor lua să facă cu el un tot felul de distragere și de elemente de distragere. Câinele nu are voie să muște în niciun moment. România o să fie diseară numărul 15, suntem de-abia la numărul 5. Vedeți, toate aceste elemente sunt elemente care trebuie să sunt sortite să provoace, să provoace câinele. Veți vedea acum, de exemplu. Cred că e din Spania. Cred că e din Spania tentatorul. Cred că l-am văzut și în Bilbao, dacă nu mă înșel. Mai greu, dar a reușit. Am zis, tematica este King Arthur și... Așa. You can do it. Okay, yeah. This is interesting for you. Don't let it fall on your hands. Avem acum competitori care pe primul loc din Portugalia. Locul 2 Austria, locul 3 Germania la categoria a doua. Acum veți vedea, trebuie să urce pe prezentarea, de exemplu. Aici se face de-abia prezentarea. Este singurul moment în care conductorul are voie să vorbească cu să vorbească cu atentatorii. Urmează acum contactul, veți vedea. Bun, foarte bine. Iar la comandă trebuie să dea drumul și după aceea va fi chemat. A intrat în escortă. Felicitări, foarte bine, bravo! Examen bun, foarte bun. Vom vedea și punctajele. Vorbim de 400 de puncte. Din 400 de puncte, cum se spune, punctele pleacă repede. Dar chiar și așa... Până intră următorul câine, să mergem un pic partea de IGP, obediență. Avem partea de obediență, aducerea butucului, aducerea obiectului peste obstacol. Foarte frumos. Iar acum peste palisadă va aduce o va aduce butucul de aport la limită, bun. Foarte frumos. După cum se vede, nu este competiție de frumusețe. Deși am menționat, o să mai repet, pentru cei care au intrat mai târziu, suntem la campionatul mondial al ciobăneștilor destinat, ciobăneștilor belgieni, care este la, se ține la Oradea, lângă Oradea, la Ineu, deci în România, se organizează campionatul mondial, 50 de țări, toți cele mai importante competiții destinate ciobăneștilor belgeni. Salut, Nache, salut! Mergem imediat pe Mondio.
Vreau să vedeți un pic ce înseamnă partea de obediență și diferențele de, între IGP și, și Mondioring. O să ne oprim și pentru un parcurs de câteva secunde la agility și zic câteva secunde la propriu, pentru că atât ia unui ciobănesc belgian să facă 20 de obstacole. Vedeți trimiterea, spre deosebire de Mondioring, aici la comanda conductorului, câinele trebuie să se culce. Foarte frumos, bravo! În tot acest timp, la IGP, în planul din spate, vedeți că este un câine care așteaptă acolo. Acum este cu conductorul, în rest trebuie să aștepte la distanță, conductorul se ascunde în acel cort galben și lucrează câte doi câini. Asta este partea de obediență, o să fie mai încolo și partea de... Băi, ți-am zis pe lângă balon. Partea de pază și mai este și partea de urmă. Se ține pe un teren mult mai întins, fiecare câine are nevoie de un hectar acolo. Haideți să mergem un pic și la agility, după care revenim la Mondioring. Acum începe, cred că este din Ungaria, competitoarea. Prima parte este cea de disciplină. Deci avem agility, am IGP, obediență de asemenea și vor exista, da, și concursuri de frumusețe. Bag și eu aici în cort competitoarea din Ucraina, acum la agility. Câinele a ratat prima săritură, e deja descalificat, e foarte agitat. Sper totuși să prindem un câine care reușește să facă tot terenul. Corect, mă refer. La agility câinii continuă să lucreze chiar dacă este descalificat, pentru că e și un fel de antrenament. Slalomul foarte frumos, dar nu l-a luat. Nu, lucrează foarte dezorganizat câinele. Nu, no, foarte, foarte prost, foarte prost. Nu, păcat. No. E un sport foarte greu la care trebuie să îți ajuți câinele să alergi foarte bine, foarte mult. E greu să ții pasul cu un malinois, orice câine. Eu am făcut agility cu boxerașul meu. Avem din Cehia acum tot un ciobănesc malinois, cred că este o femelă după dimensiune, da. Este opusul obedienței, dacă vreți, aici. Bun, frumos. Frumos Cehia, momentan. Tunel, săritură în lungime. Varianta nouă, cea pe care o aveam eu, era diferită. Contactul bun, foarte. Superb, momentan. Avem un câine foarte frumos care concurează aici. Foarte frumos. Bun, slalomul, super, 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 foarte bine. Exterior, tunel, cred că avem un câine foarte, foarte bun aici. Trebuie să facă contact, a făcut la balansoar. Sări, zidul, bun, palisadă, trebuie să facă contact jos. Încă una și sus. Ei, super, bravo, 39-46. 39-46, un câine super bun. Și mai stăm pentru unul, pentru că o să vă arăt și un tervuren. Vă spuneam că avem doar ciobănești belgeni. Aici lângă mine este echipa Spaniei care se consultă. Vedeți toate vârstele, și pentru câini și pentru participanți. Asta este farmecul agility-ului. Da. Bun, ok, nu contează. Important e, vedeți-mă, mai important e și timpul important, de asta vedeți și foarte multe descalificări, pentru că vor să scoată cei mai buni timp. Zona, n-a luat zona. S-au schimbat regulile în sensul în care acum la agility, la zonele de contact, trebuie să atingă contactul zona de jos. Exterior, cred că din Germania avem. Nu, Austria, pardon, Austria.
a atins. Da, totuși este un clear run. Stați un pic, că dacă reușește, nu e un clear run, are o singură penalizare. Vedeți diferența 50-47 față de sub 40 de secunde. E 10 secunde diferență. Mai avem un Tervuren, te prinde agility-ul, rămâi tot timpul așa prins pe el. E atât de... nu sunt calificări, sunt este campionatul mondial. Au fost calificări în fiecare țară și fiecare țară și-a trimis cei mai buni reprezentanți pe baza unor calificări interne. Un alt Tervuren care lucrează, un Tervuren alb, de fapt gri mai bine spus, săritura în lungimea doborât-o. Trebuie să vedeți, acolo e o zonă galbenă și de aceea arbitru a ridicat mâna. Pentru siguranța câinilor s-a pus această regulă. Înainte, când concuram și eu, trebuiau să atingă și la urcare și la coborâre. Slalom acum. Vedeți? Nu și-a ajutat câinele. Exact ce vă spuneam. A vrut să economisească un pic de timp să rămână acolo și să-și trimită câinele. Dar, din păcate, nu câinele a rămas cu conductorul. Ok, neatacarea obstacolului. Bun, și 54 de secunde. Avem un Tervuren acum, cred că este din Belgia. Am o afinitate pentru belgeni, deci o să mă uit. O să-l văd și pe acesta. Ei, bună Laura, da. Laura, o colegă de Mondioring, categoria a doua. Nu, n-a atins contactul, din păcate. A domorât și o săritură, dar, bun, important este să... e descalificat, din păcate. E fată de... Da. Da, nu reușește. Vedeți? Câinele este atât de... Bun, acum. Nu, și-a greșit. Vedeți? Exact, spaniolii din stânga mea discută despre strategia de abordare. Aici poziționarea este foarte importantă, să-ți ajuți câinele. Conductorii, dacă vă uitați când se antrenează la câinele în alb, de fapt la pista în alb, se aleargă pe concurs, pe pistă fără câini, tocmai pentru a-și face cât mai bine pașii. Contează foarte mult dacă îți faci bine pașii la agility. Tot Spania, Belgia avem. Mult mai echilibrat. A doborât o bară. Zona de contact bună, foarte bine pașii. Superb, foarte frumos. Cred că avem un câine foarte bun. Slalom? No. Păcat. Primele două bețe de la slalom întotdeauna... No, vedeți? Exact ce spuneam. Primele două bețe de la slalom întotdeauna se intră prin partea dreaptă, da? Deci nu din stânga în dreapta, ci din dreapta în stânga. Sunt aceste reguli importante de respectat. Foarte bine. Urmează Republica Cehă. Uitați-vă ce micuț e. Foarte mic. Mai sunt 12 câini până intră Spania, competitoarea din dreapta mea. Îi aud că sunt aici la cortul lor. Sunt foarte mulți câini, deci toți cei pe care îi vedeți pe margine, cred că cu mici excepții, eu fiind una dintre ele, sunt competitori și team leader. Bun! Uitați-l cum vă aleargă. Țic, țic, țic. Bun, foarte frumos. I-a spus să iasă prin dreapta. Are o viteză foarte bună și conductorul. Vedeți ce înseamnă? Asta înseamnă să alergi cu câinele. O să mergem imediat pe terenul de Mondioring, unde o se termine cel mai probabil partea de obediență și o să începem la partea de obstacole și mai ales partea de atacuri și de pază de obiect și de pază de persoană. Tot din Cehia,
că mai sunt 30 de câini. Mai puțin de 30 de câini mai sunt la agility, dar asta înseamnă 30 de minute. Ca idee, un examen de mondiul în categoria a treia durează 45 de minute. În 45 de minute la agility faci 50 de câini, mai ales dacă e vorba de ciobănești belgeni. Nu sunt cei mai... atenție, deși tot ce vedeți aici zice într-adevăr că sunt pe fast forward. Foarte interesant, vedeți? Abordare diferită de conductor. A uitat câinele. Păcat, păcat, păcat. N-are nimic. Și ați văzut ce abordare de conductor a ales să vină cu el până la slalom. Bun, foarte frumos. Da, păcat, păcat, păcat. Tot Cehia avem. Și urmează Danemarca. Trebuie să fii pe fază, dacă nu ești pe fază. Dar uitați ce timp totuși, 44, deși a fost descalificat. E mai important să te concentrezi și să faci un clear run, adică să nu ai nicio penalizare. Arbitrii sunt foarte atenți la zonele de contact. Slalom, slalom. Ai, descalificat din păcate. Hai, slalom. Mai lent un pic. Hai. Ce? A prins un miros. E un câine tânăr, se vede. Nu știu dacă are poate 2 ani maxim, după cum îl văd. Doar un câine tânăr și bine, cu mai puțină experiență în competiții. Se oprește așa. Asta e frumusețea agility. Toată lumea se râde, se distrează. Chiar e un sport pe care vi-l recomand cu mare căldură, indiferent de rasa câinului sau de... nici nu trebuie să fie câine de rasă. Într-adevăr, cei mai buni sunt border collie, cam ei se performează cel mai bine la nivel de flexibilitate și de abordarea... Oh, ce prost! A avut acea săritură de iepure, cum zicem, picioarele strânse sub corp, nu le lungește. La agility trebuie într-adevăr să... hai! Atenție, încă e în joc! Trebuie să... poate să ia... Bun, slalom? Hai! Danemarca! Bun. Vedeți? E foarte tricky slalomul acesta. Dacă nu ți ajuți câinele și iese greșit, a ieșit de încă o dată greșit. Șansele, din păcate, sunt să... să pice, să rateze. O să mai facem un singur câine la agility, după care vom merge pe terenul de Mondio Ring. Venisem să văd 1, 2, maxim. Vreau să vedeți și acest tervirăn negru. Terminăm cu tervirănul negru. Republica Cehă. Avem și competitori din România la agility. Dan Zloteanu aleargă. Nu știu exact la ce oră, adică ar trebui să stau la toată competiția ca să... Nu e pe ore, e pe ordine. Bun, frumos, deocamdată tervirănul. Zona, bun, atins. Bun. Așa, cum slalomul. Slalom, foarte frumos. Bun. Vedeți, merge spre siguranță, merge cu câinele. Tunel, săritură, cross, foarte frumos crossul prin spate. Balansoar, a atins zona. Timpii sunt buni, să știți. Zid. Mare, două obstacole, s-ar putea să avem un clear run. Oh, 40, nu e locul 1, ați văzut 39 ce a fost locul 1. Dar chiar și așa, foarte, foarte, foarte bine. Bun, și tocmai în timp util pentru a vedea paza de obiect la Mondio Ring. Sunt
trei tentative ale celor trei atentatori la Mondioring. Cu drag, Adrian. Sunt trei tentative ale infractorilor de a fura obiectul sau a fura câinele. Ideea e să fure ceva, că de aia sunt infractori. Câinele, în momentul în care intră în cerc, să vedeți, sunt două cercuri acolo și un punct. Pe punct este pus obiectul. Câinele trebuie să protejeze respectivul obiect. Și de oricâte ori încearcă atentatorul să fure obiectul, să-l împiedice, da? Prin mușcătură, evident. Dar, de asemenea, când se îndepărtează infractorul, așa cum ați văzut, să rămână lângă obiect. Suntem lângă Oradea, la Ineu, unde are loc campionatul mondial al ciobăneștilor belgieni, FMBB, Federația Mondială a Ciobăneștilor Belgieni, Federația Mondială de Berger Belgi, unde cei mai buni ciobănești belgieni din toată lumea se întrec în principalele sporturi canine. Am văzut agility mai devreme, am văzut IGP, fostul IPO, a doua tentativă reușită pentru câine, nereușită pentru infractori. Obediență, canicross, bike jogging și mondioring, care cred că este cel mai spectaculos sport, îmbină toate elementele. Îmbină obediența, în sensul disciplinei. Componenta de urmă de la IGP este doar prin obiectul pe care trebuie să-l aducă câinele cu mirosul stăpânului și scotocirea infractorului, care de asemenea se face pe bază de urmă, este exercițiul care va urma imediat după acesta. Acum aveți al treilea infractor, care vedeți pe tematica acestui examen. Fiecare examen de mondioring are o tematică diferită. Acesta e cu fân, cu rustic, așa, căruțe, roabe, medieval. Iar al treilea atentator este cel care are acea blană pe el. N-a reușit să-l impresioneze pe câine. Bine, mai ales pentru ciobănesc belgean, zici că e seamănă cu oaie. Întreabă atentatorul dacă mai trebuie să facă o... Nu, așteaptă atentatorul. S-a întors conductorul la... Este din Norvegia. Iar acum câinele iese de pe teren, pentru că va urma exercițiul de scotocire. Până când se ascunde infractorul, mergem un pic pe terenul de IGP, unde avem partea de disciplină. Sunt trei părți de disciplină, de urmă și de atac. Iată, mersul la pas și lăsarea câinelui în poziție de culcat, chemarea câinelui. Bă, uitați ce frumos, ce înseamnă trecere la picior. Și acum va avea schimbări de ritm. Pleacă în linie dreaptă. Mers alert, după care va fi mers lent și mers normal. A rămas un pic câinele în spate. Nu, am greșit eu. Trebuia să rămână câinele în patru picioare. Da, am greșit la partea asta de disciplină. Este și cea de care v-am zis, doar că aceea a fost mai devreme. Bun. Acum, să vedem, revine pe teren concurenta din Norvegia, care va fi adusă cu
comisarul de ring. Trebuie să intre în spatele acestor căpițe. Dominic Blanchard este comisarul de ring. A făcut pregătirea și acum îi va da comanda de scotocire. Conductorul are voie doar să se uite la câine de acolo. Oh, i-a luat deja urma, cred. Da. Imediat. Foarte rapidă găsirea. Foarte rapidă, foarte bună. Și urmează partea de... escortă a infractorului. Cum puteți vedea, infractorul o să încerce în 3 rânduri să fugă de câine. Acesta trebuie să-l împiedice și fiecare metru pe care reușește să-l câștige infractorul în fața câinelui se va traduce în puncte de penalizare. Bun, prima tentativă a luat totuși vreo 2, poate 2 metri. Partea cea mai dificilă urmează. Avem atacurile. Ce auziți în spate sunt încurajările de la Agility. Bun, a doua tentativă. Tentativă. De data asta încearcă să se folosească de acest obiect pentru a... reuși să fugă și să ia un pic de distanță. A reușit. Bun. A luat câțiva metri. Acum arbitrul va veni în spate și va număra numărul de metri pe care a reușit să ia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sau 6 metri. Opa, cred că a prins, da, a dat niște extra bite-uri, câinii sunt foarte încărcați. Urmează atacul cu bambus peste obstacol. Toți câinii trec prin aceleași obstacole, aceleași exerciții, aceeași ordine, aceleași scenarii, aceleași atacuri. Este provocat de atentator cu bambusul. Un băț din bambus pe care îl vedeți. Este spaniol. Acum va trimite câinele să atace, să sară peste obstacol. O eschivă și a prins de mână, de fapt de mănușe, pardon, de costum, nu de mână. Când mă refer la mână, nu mă refer la mâna efectivă, ci la braț.
Cheia cred că a avut un minut în plus de scotocire. Urmează acum atacul cu oprire sau nu. La începutul examenului, concurentul alege, trage la sorți, dacă va avea parte de un atac oprit sau nu. Ioan Le Breton, al treilea tentator, sau al doilea, în fine, sunt trei în totalitate. Din Franța, provoacă câinele. Acum cei doi arbitri, vedeți aici, se consultă. Brigada mixtă franco-spaniolă. Și trage la sorți concurentul la început dacă va avea un atac oprit sau plin. Vedeți, arbitru din stânga, cel cu albastru, are o plăcuță cu verde sau roșu. Când pleacă, va ști dacă trebuie să oprească câinele sau nu. Trebuie să-l oprească. Deci va trebui să îl oprească. Foarte frumos, bravo! Evident, aici dificultatea este când le pleacă, el nu știe dacă este chemat sau nu. Și atunci, cu cât atacul este mai... îl oprește mai târziu, cu atât câștigă mai multe puncte. Urmează atacul cu artefacte. Este același atentator, folosindu-se de două sticle pline cu apă. Va arunca apă pe câine. Încercând să-l împiedice, evident, să-l muște. Foarte bună priza câinelui. Încearcă să-l incomodeze, folosindu-se de acele sticle. Și câinele doar la comandă trebuie să dea drumul. Se aplaudat atât câinele cât și atentatorul, care lucrează foarte bine. Ioan Le Breton, tânăr, 19 ani, studiază pentru a deveni profesor de matematică. Am avut plăcerea să vorbesc cu el ieri seară, în o lungă discuție la masă, și să povestim despre ce înseamnă sportul canin, ce înseamnă mondioring, ce înseamnă ringul francez. Sunt multe diferențe, dar de asemenea foarte spectaculos. Acum avem atacul din spate, care va fi plin, cu pistol. Două focuri de armă. Bravo, foarte frumos, felicitări! Și acum ultimul exercițiu, cel de pază de persoană. Cei doi infractori pe care îi vedeți, Italia, respectiv Spania, vor provoca conductorul în diferite moduri. Oh!
Să ne deplasăm ușor în partea unde va avea loc atacul, ca să-l vedeți de mai aproape. Este un scenariu prestabilit. L-ați văzut și la concurentul de dinainte, din Belgia. Conductorul trebuie să respecte întotdeauna și întocmai indicațiile infractorilor. Deci, de exemplu, aici, dacă trebuie să ia cu două mâini sabia, cu două mâini trebuie să o ia, veți vedea, se va așeza pe scaun, trebuie să se lipească cu spatele de spătar, cu picioarele pe treapta de jos, să ia cu două mâini sabia respectivă. Deci toate aceste lucruri sunt obligatorii, altfel va fi depunctat că nu respectă scenariul. Asta este frumusețea mondului ringului, că de fiecare dată scenariile se schimbă, sunt diferite, niciodată nu știi ce va urma, deci știu însă că, de exemplu, acest scenariu cel mai probabil nu o să mai fie replicat niciodată. Cu siguranță nu sub forma aceasta. Aici e, cred, creativitatea arbitrilor care intră în joc și care trebuie să găsească metode noi de fiecare dată, să pună în dificultate câinele și conductorul, dar de o manieră sportivă, constructivă. Și acum se va așeza din nou și va fi un contact din atentatorul cu costum alb cu negru, din lateral, veți vedea imediat. Bun, foarte bine. Foarte bine. Foarte frumos. Un câine curat. Foarte, foarte frumos. Bravo lui. Bravo, bravo, bravo. Primește un pic de feedback din partea arbitrilor. Vreau să vă arăt un pic aici. Avem de asemenea tot felul de produse, standuri. Costume de la Demane. Ça va? Good. Good. Costumele pe care le vedeți pe infractori sunt, de exemplu, sunt diferiți producători. Aici este unul dintre producători. Iată bambusul care este folosit în atacurile pe care le vedeți. Acesta este bățul de bambus. El este crestat în patru. Și acestea sunt bambusurile. Stați să văd, cred că unul este aici crestat. Da. Nu, ăsta este doar spart. Iată, aici este un băț crestat. Ăsta este crestat în 6. În funcție de sport poate să fie crestat în 4 sau în 6. Ideea este că aceste bețe, ca să vreau să le vedeți de aproape, acestea sunt cele pe care le folosesc și infractorii pe teren. Nu rănesc pe nimeni. Voilà. No, solo haciendo una video para gente de Rumanía para que vean lo que es los bambus, que no entienden, ¿sabe? Y entonces le enseño que no hace mal, no hace daño al perro y también los costumes. Sí. Pantalón técnico.
Trează de Mane, de asemenea, este unul din producători, avem și alții. Tot felul de accesorii pentru antrenamente. O să vă arăt un pic și produsele pe care le găsiți aici. Cuști. Diferite tipuri de cuști. De la câini mai mici, foarte, foarte mici, aici, până la mai mari. Bende, producător din Ungaria. Veste de lucru, accesorii, obiecte de aport, taguri, mingi, produse foarte bune, foarte, foarte bune. O să mai aruncăm un ochi. Deci ideea e că aici sunt foarte mulți producători și producători în adevăratul sens al cuvântului, care au tot felul de accesorii și echipamente profesioniste pentru pentru câini, pentru dresaj. Deci dacă sunteți în zonă, dacă vreți să puteți să vă cumpărați echipamentele efectiv cele mai bune, indiferent de producător, de la lese, zgârzi și tricouri, iată, vă recomand să veniți aici lângă Oradea, la Ineu, unde are loc campionatul mondial al ciobăneștilor belgeni și olandezi. Acum auziți punctajele pe care le-a obținut concurenții care au fost pe teren. Hei! Ce faci? Ești de mult faci, nu? Ah, de marți. De marți. De marți, de marți. Mă duc pe Mondiu. Da. Cipri Cordoș. Un om foarte, foarte mișto de care m-am antrenat și ne antrenăm la Cluj. Cred că urmează partea de atacuri. Mai interesant însă, o să mai facem, o să vedeți trimiterea, v-am arătat trimiterea mai devreme. Trimiterea de la Monduring, pe linie dreaptă. Facem o mică pauză și o să revenim în partea a doua a zilei, în care vom avea și concurentul din România. Ah, chiar Spania este acum. Chiar spanioloica care era lângă mine. Stai că vreau să o văd. Hai, hai. Bun, 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 bun. Bun. Sus, 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 fugi, 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 fugi. Scoate timp bun. Bravo! Super! Asta e spiritul de agility. Următoarea este tot din Spania. A ratat un obstacol. Stați că încă nu e gata. Bun. Ok, nu o să ia podiumul, cu siguranță, n-are cel mai bun timp, dar continuă. Trebuie să ții minte și parcursul, într-adevăr, 22 de obstacole, trebuie să ții minte ordine. Ai, firar să fie! Nu, din păcate, după acest câine, ziceam, o să facem o pauză și revenim după amiază. Bravo, felicitări, foarte frumos.